Pe scurt, 1 aprilie. Era 1 aprilie, ziua în care toți vor să te păcălească. M-am trezit și la un moment îmi vine un mesaj de la un prieten că contul Motan Show a fost șters. M-am speriat, am intrat pe YouTube și totul e ok. Am spus, dar în gând l-am înjurat pe prieten. M-am spălat și m-am pus să joc în Fortnite. Motanași, cei care nu știu, eu ne-am deschis un canal de gaming, linkul va fi în descriere. La un moment în cameră intră tate și îmi spune: Motanași, la amiază plecăm la bunica în sat pe o săptămână și o să petrecem cu ea și Paștele. Eu un gând, nu, o săptămână fără calculator și Fortnite, fără Motanași, nu. Dar am răspuns săticului: o, super tare, la bunica pe o săptămână, yeah. Mi-am pierdut toată dispoziția și m-am dus să beau un ceai. La bucătărie era soră și se uita la mine foarte ciudat și arăta cu degetul la mine. Am întrebat-o de ce se uită așa. Ea mi-a răspuns că nimic, totul este ok, și am mers în cameră. M-am lăsat în pace, mă gândeam cum să fac să-mi spune de ce se uită la mine atât de ciudat și ce ascunde de mine. Dar pur și simplu așa ea n-o să-mi spună nimic. Așa că am luat cuțitul și am mers la ea în cameră. M-a văzut, a început să râde și arăta cu degetul la mine. Și eu i-am arătat banii, mi-a povestit totul. Că părinții vor să mă păcălească, ci că nu mergem la bunica. Eu m-am bucurat, dispoziția s-a ridicat și m-am pus să joc mai departe. Peste o oră intră tate și îmi spune: De ce nu ești îmbrăcat? Uite, toți suntem deja gata. Mai repede îmbracă-te că deja ieșim. După mă duc iarăși la sora în cameră, ea era deja îmbrăcată și îmi spune: Cu 1 aprilie, frate! M-a păcălit, sora, what the fuck? Pe scurt, 1 aprilie. Motanași, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!